Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la buletinul știrilor locale. Sunt Bogdan Șofend. Făgărașul nu mai are punct de lucru al Inspectoratului Teritorial de Muncă. Acesta se transferă la Brașov, întrucât a rămas practic fără obiectul activității pentru care a fost creat. Mai exact, depunerea din partea angajatorilor a documentelor necesare operării în carnetele de muncă ale salariaților. Centrul din Făgăraș nu se desfințează. Aici se află toate arhivele actelor întocmite până în anul 2010. În anul 1999 se înființa la nivel național Inspecția Muncii. A fost momentul în care a luat nașterea la Făgăraș punctul de lucru al Inspectoratului Teritorial de Muncă. Asta pentru a-i scuti pe angajatori de drumuri lunare la Brașov pentru depunerea documentelor celor angajați care urmeau să fie operate în carnetele de muncă. În 2010 activitatea a dispărut, iar punctul de lucru de la Făgăraș a rămas practic fără obiectul muncii. Acest lucru atrage după sine transferarea activității din orașul nostru către ITM Brașov. Punctului de lucru de la Făgăraș al Inspectoratului Teritorial de Muncă Brașov a fost reorganizat în sensul că colegii care desfășurau activitate în acest punct de lucru au fost aduși la Brașov, asta tocmai pentru că scopul existenței acelui punct de lucru a fost să servească intereselor angajatorilor locali, care potrivit legii 130 din 1999 aveau obligația să depună la inspectorat o serie de documente care serveau gestionării potrivit legii a carnetelor de muncă. Odată cu dispariția acestora la finalul anului 2010, a dispărut și scopul pentru care acest punct de lucru a fost înființat și atunci, din cauza volumului foarte scăzut de activitate care a ajuns să existe tot punctul de Făgăraș, a trebuit să reorganizăm activitatea și colegii de la Făgăraș să vină la Brașov, unde este în continuare mult de lucru. Practic, punctul de lucru de la Făgăraș nu se închide. Aici există toată arhiva documentelor acumulată până în anul 2010. Încă avem acolo arhiva care e alcătuită din documentele care au fost depuse în toți acești aproape 11 ani de către angajatorii din zona și săptămânal colegii de-ai mei se deplasează la Făgăraș fie pentru eliberarea de documente în baza arhivei, baza documentelor pe care le avem arhivate, fie pentru acțiuni de control. Și activitatea de Făgăraș a rămas în continuare una firească și încercăm să asigurăm cu promptitudine și operativitate solicitările atât ale angajatorilor cât și ale angajaților din zona Făgărașului. Nici inspectorii din cadrul punctului de lucru din Făgăraș nu își încetează activitatea. De acum încolo, ei vor lucra la Brașov, unde volumul de muncă este destul de mare și divers, chiar dacă după 2010 în sistem a fost redusă birocrația, iar serviciul informatic a fost îmbunătățit. O firmă din Zărnești a câștigat licitația pentru repararea drumului Rușinii, iar lucrările pot începe chiar de săptămâna viitoare. Există însă un singur inconvenient și de data aceasta nu ține de fonduri sau de mâna de lucru, ci de condițiile meteo. Se pare că data programată pentru reabilitarea celei mai dezastruoase artere din județ se suprapune cu avertismentele meteorologilor de vreme foarte rece și posibile ninsori. Moment mult așteptat de șoferii care circulă pe drumul județean 104. Artera care face legătura între Șercaia și Hoghiz intră de săptămâna viitoare în reparații. Drumul Rușinii va fi reabilitat de o firmă din Zărnești care a câștigat licitația în fața altor 6 ofertanți. Reparațiile vor fi executate pe segmente, iar în primă fază vor fi reparate tronsoanele ce traversează localitățile Șercaia, Comâna și parțial Părău. Valoarea estimată a lucrărilor este de 9,6 milioane de lei. Cu toate acestea, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice aloca doar 7 milioane de lei, astfel că la Părău va fi reabilitată doar o porțiune a acestei artere. Lucrările pot începe, iar reprezentanții Consiliului Județean Brașov spun că firma câștigătoare va ieși săptămâna viitoare în teren. Totul depinde acum de starea vremii care să permită începerea lucrărilor. Conform previziunilor meteorologice, chiar de săptămâna viitoare timpul se strică, iar temperaturile scad până la valoarea de 0 grade Celsius pe timpul nopții.
Nu mai suntem în siguranță nici pe trecerea pentru pietoni. O tânără de 25 de ani din Făgăraș a fost accidentată de un șofer băut în timp ce traversa pe zebră. După producerea accidentului, femeia lovită și conducătorul auto aflat în stare de ebrietate au căzut la pace și nu au chemat poliția. Ulterior, femeia a reclamat incidentul, iar oamenii legii l-au prins pe făptaș. Bulevardul Unirii, trecerea pentru pietoni marcată și semnalizată. Acesta este locul prin care o tânără de 25 de ani din Făgăraș a încercat zilele trecute să traverseze. Nu a mai ajuns pe celălalt trotuar, a fost lovită de un șofer aflat în stare de ebrietate care circula pe bulevard. Femeia s-a ales cu răni la mâini și picioare, dar a făcut o înțelegere cu șoferul să nu alerteze poliția. Conducătorul auto, în vârstă de 62 de ani, și-a continuat drumul, convins că a scăpat basma curată. Nu a fost chiar așa, femeia accidentată a ajuns la spital, unde a primit îngrijiri medicale. De la unitatea spitalicească, tânăra a mai făcut o oprire, la poliție, unde a reclamat accidentul. La nici două ore de la incident, polițiștii făgărășeni l-au depistat pe șoferul băut, la locuința acestuia din Perșani. La sosirea echipajului, acesta se afla încă în stare de ebrietate. În urmă cu câteva zile, a avut loc un accident rutier în municipiul Făgăraș, pe strada Bulevardul Unirii. O persoană de sex feminin, aflându-se în traversarea străzii, în loc marcat și semnalizat corespunzător, respectiv pe trecerea de pietoni, a fost surprinsă și accidentată de un autoturism condus de un bărbat în vârstă de 62 de ani. Conducătorul auto i s-a întocmit dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunilor prevăzute și pedepsite de articolul 184 aliniatul 1 și 3 cod penal și articolul 89 aliniatul 1 și articolul 87 aliniatul 1 din OUG 195/2002. Nu este pentru prima dată când pietonii sunt accidentați pe zebră. La Făgăraș, oamenii legii au mai avut de-a face cu șoferi care nu acordă prioritate celor care se angajează în trecerea străzii prin loc marcat și semnalizat corespunzător. Recomandăm conducătorilor auto să respecte normele de circulație, de asemenea să respecte marcajele, semnalizările și indicatoarele rutiere, să nu conducă sub influența băuturilor alcoolice autoturisme. Conducătorul auto din Perșani, în vârstă de 62 de ani, s-a ales cu dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. Dacă va fi găsit vinovat, riscă o pedeapsă cu închisoarea de până la 2 ani. Femeia accidentată este în afara oricărui pericol. Cazul ei nu este însă singular. La începutul acestei luni, o altă femeie a fost lovită pe zebră pe strada 1 decembrie, iar în luna septembrie, un bărbat din Făgăraș a fost accidentat de un tir pe o trecere de pieton de pe Bulevardul Tăbăcari. Aici punem punct ediției de astăzi a știrilor cu cele mai importante informații locale. Pentru a ne urmări și pe internet aveți la dispoziție site-ul nostru impactfăgăraș.ro. Doamnelor și domnilor, imediat după publicitate urmăriți emisiunea Media Obiectiv. Invitat este președintele clubului Transmont Făgăraș, Nicolae Mercurean. Rămâneți cu bine!